Emisiunea Puterea Patra de la postul nostru de televiziune, în care au fost abordate problemele cu care se confruntă medicina și în special Institutul Oncologic din Moldova, a reușit să-l sensibilizeze până și pe Adrian Candu. Astfel, chiar dacă a putut să facă multe pentru sistemul nostru medical cât timp a fost la conducerea țării, deputatul a declarat tot în cadrul Puterii a Patra că va interveni la nivel parlamentar pentru deschiderea centrului pentru transplant. E o chestiune care întotdeauna doare când auzi de oameni care suferă și nu doar de cancer. Dar în caz de față, într-adevăr, 50 de milioane nu e o sumă extrem de mare ca să poți să investești pentru salvarea vieților omenești. Am să verific suplimentar și o să revin, poate eventual cu ceva inițiativă legislativă de modificare a bugetului. Chiar vă mulțumesc. O să vorbesc și cu dumneiei, o să vorbim cu dumneiei și poate chiar facem anumite inițiative și organizăm și audieri în Parlament pentru ca Parlamentul să-și asume o anumită acțiune pe acest domeniu. Întrebat de ce nu a făcut nimic în acest sens până acum, Adrian Candu a spus că prima dată aude de această problemă. Eu prima dată aud de o astfel de problemă, sincer. Eu consider că, în general, da, centri private nu sunt. Nu, asta e prea delicat, așa ceva să faci la nivel de stat. Amintim că marți, în cadrul emisiunii Puterea a Patra, directoarea Institutului Oncologic, Larisa Catrinici, a declarat că autoritățile noastre încearcă încă din 2014 să deschidă un centru de transplant cu celule STEM, dar nu găsesc 2,5 milioane de euro. Am făcut studiu de vizibilitate pentru care s-au alocat surse. Am făcut studiu de proiectare care deja este. Avem persoane instruite în acest domeniu. Costurile sunt mari și atunci tot s-a amânat acest centru de transplant de 6 ani încoace. Dar vreau să vă zic că tot una țara a urmat să ia această decizie. Fiindcă... Dar ce înseamnă costuri mari? Deci 50 de milioane este estimat proiect. 50 de milioane de ce? De lei. Dar vreau adică să... noi construim arenii și noi unici că jucăm basket și noi nu avem 50 de milioane de lei pentru centrul de transplant? Precizăm că în lupta cu cancerul, pentru mulți bolnavi, un centru de transplant cu celule STEM este unica șansă de vindecare.